Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Confruntarea cu durerea. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 11, cu versetul 28 și 29. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jucul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. O soție bătută de bărbatul care a promis să o ocrotească, un adolescent molestat de un membru al iubitelui familiei, un copilaș abandonat de părinți, un tată care strigă blesteme la adresa copilului său mic, experiențe ca acestea pot pune o fundație sigură pentru o traumă emoțională care să dureze o viață întreagă. Iar o durere emoțională cronică este una dintre cele mai fără de speranță experiențe ale vieții. Lui Satana îi place să cauzeze durere. Gândiți-vă cum demonii chinuie un om pe care îl controlează. În Marcu, capitolul 5, cu versetul 5, găsim scris: totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Da, Satana găsește plăcere în durerea altora, apoi el oferă vindecarea. Remediul său este un amestec otrăvit de idolatrie, adaptat să se potrivească personalității, gusturilor și dorințelor noastre. El deghizează păcatul ca pe un vis anestezic care poate deveni realitate. Atunci când un calmant își încetează efectul, el îl înlocuiește imediat cu altul. Cei care au dureri emoționale tânjesc după ușurare. Disperarea ne împinge ori să ducem povara la Hristos, ori să privim spre altcineva pentru a scăpa de durere. Astfel spus, spre orice sau spre oricine ne îndreptăm în afară de Hristos, va deveni un idol sau un înlocuitor ale lui Dumnezeu. Dependența și codependența sunt cuvinte pe care lumea le folosește ca să descrie ceea ce Biblia numește idolatrie. Când noi ne gândim la idolatrie, de obicei ne gândim la oameni care se închină până la pământ înaintea idolilor. Cât de fără sens este lucrul acesta, deoarece idolii nu pot oferi niciun ajutor. Ascultând versetele în continuare, țineți minte că idolii dependenței și codependenți sunt la fel de nefolositori în ajutorarea cuiva. Psalmi 115 cu 4 la 6. Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Idolatria are de-a face cu închinarea. Ea este rezultatul a două păcate ciclice, străvechi de bază, necredința și mândria. Când nu putem crede că Dumnezeu este ceea ce El spune în cuvântul Său că este, nu putem să credem că El ne iubește și are grijă de noi. Ne vom îndoi în mod inevitabil de puterea sau de dragostea Sa, foarte probabil de amândouă. Aceasta este necredința care duce la mândrie, sprijinul pe sine. Până când nu vom recunoaște ce este păcatul în realitate și nu ne vom arunca la picioarele lui Isus, ciclul mândriei și al necredinței va face ravage în mintea noastră. Cât timp nu se întâmplă lucrul acesta, adicția, codependența și alte forme de idolatrie vor conduce inima noastră. Mândria și necredința ne vor conduce la dorința de eliberare. Căutăm ameliorarea durerii prin divertisment, relații, mâncare, realizări, autopedepsire, automutilare, sex, droguri, alcool și multe altele. Chiar și activități utile ca studiul, exercițiul fizic sau slujirea pot deveni înlocuitori ai adevăratei relații cu Dumnezeu. Iisus ne-a invitat să căutăm ușurare în relația strânsă cu El. Astăzi, El ne spune, Matei 11 cu 28 la 30, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jucul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.
Procesul prin care Dumnezeu vindecă trupul este o ilustrare perfectă a modului în care El vindecă și sufletul. Infecția reprezintă păcatul și este responsabilă pentru cele mai multe efecte de lungă durată ale unei răni temporare. Când cineva te taie la braț cu un cuțit, te doare. Dar dacă te doare și peste 5 sau 10 ani, ceva nu este în regulă. Dacă îți rupi piciorul și încă nu poți merge după ce au trecut mai mulți ani, cel mai probabil osul s-a sudat greșit. Atunci când oamenii ne greșesc, obiceiul păgubos de a nu uita răul făcut cauzează infecția până la os, care nu mai trece. Îndoielile cu privire la dragostea lui Dumnezeu pentru noi sau cu privire la valoarea pe care o avem în ochii lui opresc vindecarea emoțională și cauzează o deteriorare a relației noastre cu Dumnezeu și cu alții. Aceasta împiedică ascultarea de legea dragostei lui Dumnezeu. Și cum am putea să îl iubim dacă el pare distant, aspru sau neiubitor? Cum îi putem iubi pe alții când ei, foarte probabil, ne vor face să suferim? Dar specialistul nostru știe că uneori avem nevoie de o intervenție chirurgicală. Deci, când îi predăm durerea noastră emoțională lui Dumnezeu, el scoate la iveală cu blândețe adevărata problemă, crezurile păcătoase și ne confruntă cu adevărul. El ne asigură de dragostea lui și de valoarea noastră în ochii săi. Gândurile noastre reprezintă factorul determinant în vindecare. De ce? Proverbe 23:7. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet, mănâncă și bea. Îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Dumnezeu resetează sistemul crezurilor noastre și în ce privește caracterul său, folosind antibioticul, cuvântul său, ca să ne împiedice să gândim greșit despre el, despre alții sau despre noi înșine. Marele medic poartă fiecare durere pe care o experimentăm pentru ca noi să știm că nu suntem singuri. El ne ușurează durerea care vine atât cât permite marea sa iubire, cu alte cuvinte, atât cât să fie spre binele nostru. De fapt, nu durerea este vrășmașa lui și a noastră, ci păcatul. Durerea este adeseori cea mai bună unaltă pentru a atrage inima la o dependență continuă de el. Este darul nedorit pentru oricine trăiește în această lume plină de păcat. Învățându-ne să urâm păcatul și să-L iubim pe Dumnezeu, Iisus s-a rugat. Ioan 17:15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Diferența dintre metoda lui Dumnezeu, chirurgia, și cea a lui Satana, anestezia, este că metoda divină ajunge la sursa problemei. El aduce adevărata vindecare emoțională în locul ușurării pentru o perioadă scurtă, dar cu daune mari. Contrar cu ceea ce afirmă Satana, cea mai puțin dureroasă variantă este predarea în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Acest concept al lui Dumnezeu relațional este central în întreaga Evanghelie. A crede că Dumnezeu este dragoste este singurul și cel mai important lucru pe care o persoană îl poate face pentru a scăpa de puterea idolatriei și a adicției. Dragostea lui Dumnezeu este demonstrată în două subiecte biblice, creațiunea și mântuirea. Aceste două teme sunt întrețesute în fiecare istorie a Bibliei. Ele sunt izvorul prin care putem găsi vindecarea de durerea emoțională. Inima umană experimentează setea de dragoste și setea de valoare proprie. Acestea vin prin creațiune pentru că Dumnezeu dorește ca aceste două să ne atragă spre inima sa cu magneții care sunt atrași unul de altul. De aceea, Dumnezeu s-a descoperit pe sine prin scripturi ca fiind un Dumnezeu care ne dă valoare dincolo de orice și ne iubește fără limite. Cele două măsuri, ale valorii personale și ale iubirii lui Dumnezeu, pentru noi se găsesc în cele două evenimente divine, creațiunea și mântuirea. Gândiți-vă, de ce sunt eu atât de valoros? Pentru că Dumnezeu m-a creat după chipul său. Cum pot ști că sunt iubit?
pentru că Dumnezeu, care vede profunzimile urâțeniei mele, a afirmat că mă iubește cu o iubire veșnică și mă atrage cu îndurarea sa. În Ioan 3:16 găsim scris: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atunci când, prin necredința în dragostea lui Dumnezeu, din care rezultă mândrie și suficiență de sine, am inima însetată, inevitabil voi fi atras către un substitut al lui Dumnezeu. Se întâmplă așa pentru că suntem creați să ne închinăm. Nu putem schimba lucrul acesta. Nu alegem dacă ne vom închina sau nu. Noi doar decidem pe cine sau ce vom adora. Dacă eu nu permit ca Dumnezeu să fie sursa sensului de a fi iubit și prețuit, mă voi atașa unui idol care îmi va da iluzia iubirii și prețuirii. Iar când iluzia aceea se va stinge, îmi voi căuta repede un alt idol sau mai mulți. Legea lui Dumnezeu, care în mod perfect descrie caracterul său, mă asigură că Dumnezeu este personificarea dragostei care se sacrifică. Datorită acestui lucru, chiar în centrul legii sale se află o zi pusă deoparte pentru construirea relației cu Dumnezeu și cu alții. Dumnezeu știe că relațiile se construiesc pe două baze: comunicarea și timp de calitate. El dorește ca noi să îl iubim pe El cu toată inima noastră și pe semenii noștri ca pe noi înșine, ca astfel să ascultăm de lege. De aceea, sabatul este în mijlocul legii sale relaționale. Dacă vrem să avem putere să învingem minciunile lui Satana, care ne duc la necredință și la mândrie, trebuie să petrecem timp de calitate cu Dumnezeu și să comunicăm cu El. Acesta este scopul timpului dedicat devoțiunii. Nu este un timp de studiere a unor subiecte sau o listă cu lucruri de bifat pentru a atinge sfințirea după cum cred mulți. Dumnezeu a creat setea în inima noastră pentru a fi stinsă atunci când bem din dragostea sa și când ne recunoaștem valoarea pe care o avem în fața sa. Când facem lucrul acesta, lumina prezenței sale iubitoare ne umple ziua, ne face capabili să vedem clar și să luăm decizii bazate pe ceea ce El dorește, nu pe ceea ce ne îndeamnă impulsurile noastre să facem. Cum putem face mai eficient timpul devoțional? Iată câteva mici sugestii. 1. Vărsați-vă inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. 2. Ascultați răspunsul Domnului. 3. Meditați asupra Scripturii. 4. Cu rugăciune, evaluați care dintre minciunile lui Satana au ecou în mintea voastră în vremurile tulburi. 5. Confruntați activ minciunile pe care le-ați crezut despre Dumnezeu cu adevărurile aflate din Scriptură. 6. Dacă vă urmăresc amintiri dureroase, reveniți asupra lor cu rugăciune. 7. Cu rugăciune, evaluați cum vă descurcați în momentele de stres din timpul liber și cum trăiți Evanghelia în relaționarea cu alții. 8. Cu rugăciune, investiți în relații sănătoase cu membrii familiei pe cât posibil și construiți o rețea de prieteni formată din oameni de bine. 9. Dacă se întâmplă să cădeți, nu vă descurajați. 10. Eliberarea de comportamente destructive se face adeseori cu ajutor din partea altora. Pe măsură ce creștem în dragostea lui Dumnezeu, dorințele noastre idolatre scad. În plus, când facem alegeri care rup legăturile comportamentelor și modurilor de gândire adictive, descoperim că timpul pentru devoțiune devine mai viu și satisfăcător. Dumnezeu descrie ciclul dependenței prin identificarea a două păcate principale. Ieremia 2:13. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apa. Asigurați-vă că spargeți ciclul dependenței pe ambele laturi, distrugerea idolilor și căutarea lui Dumnezeu în locul lor. Fie ca orice dorință după vreun idol să fie o aducere aminte în inima ta că Dumnezeu
îi strigă inimii tale: vino la mine, lasă-mă să îți aduc satisfacție sufletească. Fiți binecuvântați să luați decizii bune și să vă predați cu totul lui Dumnezeu și să vă lăsați conduși de El. Domnul cu voi!